Începând cu această lună, valoarea voucherului acordat pentru o donare de sânge crește de 4 ori, de la 67 de lei la 280 de lei. Această măsură este văzută ca o formă de apreciere pentru persoanele care aleg să doneze sânge, contribuind astfel la salvarea vieților celor în nevoie. În plus, prin această creștere a valorii voucherului, oamenii vor fi mult mai stimulați să doneze, ceea ce va reduce criza de sânge din spitale și centrele de transfuzii. În România, doar 1,7% din populație donează în mod regulat sânge, față de o medie europeană de 10%. Potrivit unui studiu, 56% dintre români se tem să doneze sânge pentru că le este frică de ace, pentru că le vine rău când văd sânge sau se tem de spitale. Pentru a deveni donator de sânge, trebuie să îndepliniți o serie de condiții. Astfel, când vă prezentați la centrul de transfuzie sanguină, trebuie să prezentați pentru identificare un document valabil, buletin de identitate, carte de identitate, carne de conducere sau pașaport. Vârsta cuprinsă în intervalul 18-65 de ani, maxim 60 de ani în cazul donatorilor inițiali, o greutate minimă de 50 de kg, o tensiune arterială și hemoglobina în parametri normali, pulsul regulat, de asemenea și temperatura corporală de 37, Grade Celsius. În cazul în care temperatura este mai mare de 37,5 cu 5 sau uh, sunt afecțiuni gripale, trebuie să treacă două săptămâni de la dispariția simptomelor. Pat vascular corespunzător, respectiv vene vizibile, bine conturate și flexibile. Donatorul nu trebuie să fie avut în ultimele șase luni intervenții chirurgicale, examinări endoscopice cu instrumente flexibile, transfuzie de sânge sau de componente sanguine sau transplant de celule sau țesuturi de origine umană tatuaje, piercing, implant dentar și așa mai departe. Femeile să nu fie însărcinate, să nu fie în perioada de lăuzie sau în perioada de alăptare. Mama poate dona sânge după un an de la naștere dacă nu mai alăptează sau după 18 luni de la naștere în cazul în care mai alăptează.